Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim astăzi despre autodiversificare, una dintre modalitățile prin care poți introduce mâncarea solidă în viața bebelușului. Astfel, dacă la diversificarea clasică începi să-i dai copilului mâncare solidă cu lingurița, făcută piure, cântărită cu atenție și având o ordine clară de introducere treptată a alimentelor, la autodiversificare e complet diferit și ușor de intuit dacă ne luăm după nume. Exact, copilul se autodiversifică, adică are aproape tot controlul asupra alimentației. El decide când e momentul să guste pentru prima dată din mâncare solidă, dar de preferat după ce a împlinit 6 luni, și tot el hotărăște ce și cât mănâncă. Singurel, cu mânuțele lui mici, alegând din mai multe fructe și legume puse în fața lui, gătite sau crude, tăiate bucăți în forme cât mai ușor de apucat și manevrat. În felul acesta, copilul nu doar mănâncă, dar și învață o mulțime de lucruri despre mâncare, texturi, culori, gusturi și mirosuri. Pentru mine, marele avantaj al autodiversificării e faptul că cel mic învață să aibă control asupra apetitului. Cu toate astea, eu n-am îndrăznit să apelez exclusiv la autodiversificare, așa că am încercat să o îmbin cumva cu diversificarea clasică. Cum vine asta? Păi la fiecare masă o lăsam pe fetița mea să se servească din castronelul cu piure și să exploreze în voie bucăți de fructe și legume pe care îi le puneam frumos pe masă. Bineînțeles că foarte multe ajungeau sub masă, iar bucătăria era un dezastru după fiecare prânz. Dar am rezistat și a meritat, cred eu, pentru că acum, la un an și un pic, mănâncă singură cu lingurița și nu e deloc mofturoasă la mâncare. Pe scurt, autodiversificarea are foarte multe avantaje, dar nu toți părinții se simt pregătiți pentru această abordare. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!